Aflată pe locul 3 în clasament cu 3 victorii din 4 meciuri, trupa pregătită de Victor Pancu dorește să-și continue ascensiunea cu un succes în întâlnirea de sâmbătă. Adversarul pare unul facil în condițiile în care brașovenii au doar 3 puncte. Nu știm mare lucru despre brașoveni, ci doar că au o echipă studențească care a reușit o singură victorie de la startul actualei ediții de campionat. Suntem pregătiți să facem un meci bun, iar la final să obținem victoria, a spus antrenorul Victor Pancu. Tehnicianul sucevean nu va putea conta în meciul cu Brașovul pe serviciile lui Giurcă, acesta acuzând probleme medicale.